fondator și director de teatru, politician, fondator de școală de teatru, regizor, actor cu masca și fără mască, Mihai Mălai Mare. Trebuie să scrieți o carte fără cuvinte. Da, dacă ar... O carte fără cuvinte e până la urmă viața unui om. E posibil și așa. O carte fără cuvinte despre un teatru care practică un discurs non-verbal mi se pare ceva firesc. Pentru că, așa cum... nemișcarea are în ea toate gesturile posibile, tăcerea toate sunetele posibile și o pagină albă are evident toate cuvintele care s-ar putea scrie. Care s-au scris, care se vor scrie. Care... Dar nefiind inventată cartea fără cuvinte, a scris niște cărți folosindu-vă de cuvinte. Da, e adevărat. Teatrul pe care l-am înființat a avut încă de la început nuanța unui teatru de cercetare teatrală și atunci, fără doar și poate că se impunea aproape imediat nevoia de a scrie, de a traduce, știu eu, edificiul pe care l-am construit. Într-un limbaj ușor de înțeles pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Și ca să rămână oarecum statufiat în imagini perceptibile gestul și teoria pe care am construit-o. E adevărat că puține cărți am izbutit să scriu până acum, mai exact doar 3 și din ele doar 2 sunt despre teatru. Dar prima Maidane cu teatru vorbește despre experiența noastră de început și despre unul din cele mai interesante proiecte, Maidane cu teatru. Un proiect care nu a cunoscut o deplină dezvoltare, în sensul că el era în mai multe etape și etapa finală care însemna practic transformarea unui Maidan într-un parc public nu s-a făcut decât o singură dată. Dar în cadrul proiectului am jucat până acum sute de spectacole pe maidanele din București, din țară. Și pe maidanele lumii. Și pe maidanele lumii, adevărat. Și maidanele lumii decât... Cartea vorbește tocmai despre această experiență. O a doua carte a fost Demisia, dar ea nu vorbește decât despre experiența mea de parlamentar de Botoșani. A treia însă este interesantă, se numește Șansa și vorbește despre șansa pe care am avut-o eu ca om de teatru de a mă întâlni cu cei mai mari oameni de teatru din lume și de a edifica relații de prietenie și respect reciproc. Ar trebui să vorbesc de Marceau, de Jean-Louis Barrault, de Lecoq, de Peter Brook, de Peter Schumann, de Shaina, de Fialca, de Milan Sladek. Și este suficient ca această carte să se numească Șansa. Rușine, frițuleco! De-mi da rușine! Apu! Apu! Ce rușine ție, târlă! Și celor ce scatini! Târlă!
iertați-mă, eu vreau să vă întreb următorul lucru, pentru că simpla constatare a situației, de fapt, ne întristează. Noastră sunteți unul dintre cei care pun umărul și fac lucruri ca situația să se schimbe în bine. Ce credeți, cum credeți că se poate schimba în bine și în cât timp? În primul rând ar trebui programe naționale. Ministerul Culturii ar trebui să devină o instituție care să gireze programele naționale, să descentralizeze tot, să renunțe la instituțiile din subordine, care înseamnă cheltuire de bani și de energie și de oameni, și să construiască, să edifice și să impună programe naționale în domeniul cărții, în domeniul teatrului, în domeniul muzicii. Și să finanțeze cei mai buni. Sigur că da. Pe de altă parte, ar trebui ca artiștii să înțeleagă că acestea nu sunt vremuri normale și că în vremuri anormale misiunea artiștilor crește. Ea trebuie să treacă dincolo de efortul strict estetic și să plonjeze în social. Eu sunt un teatru care m-am așezat într-un cartier mărginaș, într-un cartier oarecum muncitoresc. Iertați-mă, dar metafora e prea frumoasă să trecem peste ea. Eu sunt un teatru și da. Teatrul Masca există, dar și Mihai Mălai Mare e un teatru. E adevărat, îmi cer scuze pentru orgoliul de a-l plagia pe Ludovic al XIV-lea, dar misiunea mea în acest cartier nu este doar să invit publicul la casa de bilete și să le ofer o sumă de spectacole. În primul rând am făcut un sondaj de opinie. Am văzut